Mulțumesc pentru întrebare. Și dumneavoastră pentru răbdare, pentru că cartea este densă, prezentarea trebuie să fie tot destul de densă. Îi mulțumesc în primul rând pentru că privind aici pe această masă, văd și cartea pe care o are, pe care o vedeți, Bogația Pascală a Creației, sunt efortul fratelui Andrei Grilor. Îmi putea spune acum, ucenicul cel mai răvnitor al Părintelui Daniel. Și nu știu dacă Domnul Costea vrea să țină un cuvânt mai lung despre ceea ce a tot amintit Andrei, adică despre ideea grupului, sau pentru seara aceasta, sau este pentru altă seară, sau doar să intrăm în dialog. Eu am făcut câteva, mi-am notat câteva lucruri pentru intervenția la care mă așteptam când va fi propusă. Mai întâi, eu am avut bucuria să particip ca și la faza finală a câteva dintre aceste lucrări, dar să fiu și în auditoriu la unele dintre aceste conferințe, pentru că din 92 eram deja la Salonic, iar din 97 eram la Sensef. Deci sunt câteva conferințe pe care le-am audiat în direct și am putut să observ un lucru și vreau să aveți și această, a punctat Andrei pe tot aici lucrurile, dar vreau să subliniez și eu. Părintele se prezenta în fața unor oameni foarte avizați. Cred că în perioada respectivă, cele două congrese de la Tesalonic și de la Paris erau printre cele mai importante din lumea ortodoxă. Ele aveau accente deosebite. Congresul de la Tesalonic era un congres strict ortodox. Participau doar teologi ortodoxi, pe când în congresul de la Paris participau tot felul de teologi din diverse culte și culte, atât rămâne. De altfel se numea Săptămâna Liturgică și erau invitați întotdeauna și catolici, și protestanți de toate culorile. Și atunci când Părintele aducea în discuție, o să observați în argumentație, că în argumentația de la cele conferințele din Tesalonic este foarte mult text patristic și teologic ortodox, pe când la Paris, eu cred că acolo se simțea Părintele puțin mai larg, fiindcă având această deschidere față de cultură, știință și de toți, și față de toți gânditorii, identificând, având așa un senzor de identificare a Duhului Sfânt, pe unde lucra, cum a spus fratele Andrei, în fiecare om, că și mi-aduc aminte acum și Părintele Mihalache, mi-au adus aminte când a venit aici și a spus, dom'le, când cineva face binele, nu poate să-l facă fără să fie cu har. Și ideea se regăsește la Părintele Galeriu când spune, binele nu poți să-l faci decât cu Dumnezeu, nu poți să-l faci fără Dumnezeu. Rău poți să-l faci fără Dumnezeu, dar binele îl faci doar cu Dumnezeu. Și atunci când cineva spune ceva care se apropie de adevăr, de ceea ce Dumnezeu a pus în el, nu poți să spui că a lipsit Duhul Sfânt de acolo. Adică nu-l faci ortodox pe omul ăla, dar nu poți să spui că Duhul Sfânt totuși l-a ajutat. Și observând lucrurile așa, el aducea foarte multe argumente din la Paris, mai ales în poveriță de la Paris, sunt foarte multe argumente din cultură și din gânditori și teologi occidentali. Vrând într-un fel, aici simt eu o mică, un accent puțin deosebit față de ceea ce a spus Andrei, simt eu că Părintele încerca să identifice pentru cei din sală elementele fundamentale, ale adevărurile fundamentale, unde ne întâlnim toți. Pentru ca de acolo să putem construi, Părintele încerca să le spună despre ortodoxie. Și mi-aduc aminte de un text, imediat revin aici o paranteză, mi-aduc aminte de un cuvânt al unui teolog protestant, unui luteran, era luteran,
învățați-ne frumusețea icoanei și vom deveni ortodoxi. De genul ăsta. I-a spus părintele într-o pauză, eram lângă el. Pentru mine, ortodox, venit din Grecia, puțin fundamentalist, toată această apropiere, tot acest dialog jovial, fără niciun fel de încrâncenare, cu un ceai în mână, mi se părea puțin destabilizator, dar am înțeles dintr-o dată cât de mult a lucrat această așezarea părintelui pe teme fundamentale, fără să arate cu degetul pe cineva ai greșit, ci arătând, uite aici adevărul, vezi ce frumos el, aveți și voi, l-ați găsit și voi. L-a găsit și poetul, l-a găsit și teologul, l-a găsit și filosoful, ia uite ce frumos e aici. Deci hai să punem pașii pe aici, să facem aici cărarea, să vedem, poate ne duce unde trebuie. Și acum, iarăși pun un accent deosebit, să mergi foarte întâi. Părintele Galeriu se socotea pe sine teolog fundamental. Acum, pentru dumneavoastră, pentru noi este simplu. Noi suntem teologi, noi înțelegem. Dar pentru dumneavoastră, când auziți termenul ăsta, teologie fundamentală, are așa un fel de... e ceva mare. Mare și greu. Teologia fundamentală este apologetică. Apologetica înseamnă apărare. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că apologetica apare, dacă vă uitați în istoria Bisericii, veți vedea că apologeții sunt printre primii gânditori creștini. Iustin, filosof, martirul și filosoful, era filosof și a devenit creștin. Și atunci el aducea o argumentație în sprijinul creștinismului din ceea ce simțise el că sunt lucruri fundamentale general umane. Adică, și de asta Părintele vorbea atât de mult despre chipul lui Dumnezeu, pentru că în chipul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu nu pierde din niciun om. Acolo este o informație, cum am vorbit astăzi, o informație fundamentală, un fel de hardware, nu? Așa? Un fel de hardware pe care nu-l poți destabiliza, pe care trebuie să lucrezi. Deci tot, orice software ai pune acolo, trebuie să ții seama de hardware-ul care există deja. Ăsta este chipul lui Dumnezeu din om, pe care tu trebuie doar să-l asemeni, să-l faci să lucreze în așa fel încât să strălucească. Să dea cel mai bun cel mai bun rezultat în practică. Și asta vorbim apologetic, este unde sunt lucrurile, aspectele fundamentale pe care le poți identifica în tine însuți și în fiecare dintre ceilalți. Care sunt aceste aspecte fundamentale? Asta era dragostea părinte de teologia fundamentală pentru credința. Dom'le, fiecare, că e om de știință, om de cultură, sau alt teolog, el ajunge la un moment dat undeva într-un nod. În nodul ăsta al adevărului ne putem întâlni. De acolo putem porni mai departe. După ce ne-am întâlnit, putem să discutăm. Și asta era propunerea Părintelui permanent. Și s-a văzut în lume. Și acum, într-adevăr, frate Andrei, e o lipsă cruntă de abordare de acest gen. Și asta fiindcă Catedra de Teologie Fundamentală nu a mai existat. Este foarte greu să repar cu asta. La Teologia Fundamentală învățai nu numai, știu eu, argumente raționale privind existența lui Dumnezeu, cum am învățat noi într-o dogmatică absolut eșuată, care își găsea originea, era un fel de cum să spune, de torent uscat catolic, care eșuase la noi în curte. Asta înseamnă acest text, care au auzit argumente raționale pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu. Este o, așa, formularea aceasta vine din catolicism, și nu are niciun fel de relevanță pentru noi. Apologetica e totul altceva. Apologetica însemna să existe oameni, așa cum a fost Părintele Galeriu, care să-ți vorbească, domnule, cum poți să identifici ce este bun, să cauți binele într-un maldăr de idei, cum este al lui Kant sau al lui Platon sau așa, și să găsești de acolo niște elemente care să te ajute în dialogul cu ceilalți. În dialogul cu un om de cultură, în dialogul cu un om de știință, în așa fel încât să îl faci pe acela să se clatine, să nu mai creadă că ce a învățat el la facultatea respectivă este definitiv și irevocabil. Ci să înveți că trebuie să existe o deschidere. Și să te poți întâlni, chiar dacă nu reușești să-l convingi
cum văd eu în ziua de astăzi, că el nu a reușit, Părintele, sunt foarte mulți intelectuali cu care a intrat în dialog, bineînțeles că sunt și foarte mulți care au reușit, dar și foarte mulți care au rămas pe pozițiile lor, poate din comoditate sau știu eu din ce altă. Deci acesta este un, sunt câteva accente pe care le-am notat și mai este câte ceva. Deci nivelul teologic al cititorului despre care vorbea Andrei este obligatoriu, fiindcă au fost rostite către teologi. Toate conferințele sunt în conferințe internaționale, e foarte greu să trebuie să păstrezi acolo, textul are o anumită lungime, sunt anumite obligații pe care le ai în formulare, dar, Părintele, totuși, eu vă spun că este inteligibil. E inteligibil cu un efort și noi vă stăm la dispoziție. Dacă vreți, putem discuta temele care sunt acolo. Așa. Și... am reținut ideea aceasta și o să ne ocupăm foarte serios de receptarea și moștenirea temelor liturgice Părintele Galeriu Predic. Nu m-am gândit la ideea asta, îți mulțumesc foarte mult. Deci este chiar pentru mine revelația serii. Într-adevăr, nu m-am gândit niciodată că după Părintele Galeriu s-au introdus teme. Dar este real că s-au introdus, pentru că acum le regăsesc în predici pe aici, pe acolo, pe cei care citesc în creștin ortodox sau oriunde, se găsesc predicile transcrise și sunt sigur că sunt mulți preoți care se inspiră din ele. Iar pentru transfigurare ca idee, eu ce puteam să spun înainte să vin. Părintele își dorea cartea a doua a vieții lui după jertfă și o scumpărare să fie vocația pascală a făpturii. Și cred că textul este incomplet. Adică e doar un început. Dorea să reia totul și să facă multe, multe, multe capitole și așa mai departe. Ortodoxia și Sufletul Românesc. Așa. Ar fi urmat după Ortodoxia și Sufletul Românesc. Care este și aceea începută, dusă până într-un punct. Și e foarte, foarte frumoasă. Ea a fost publicată deja. Vom vedea cum vom face să ajungă, pentru că toate aceste cărți s-au epuizat. Nu este citit, Părintele, poate pentru că nu au fost tirajele destul de generoase, dar se vor face. Transfigurarea aceasta, e ultimul accent pe care îl pun, transfigurarea creației este un cuvânt pe care îl țin minte pentru toată viața mea și pentru veșnicie, bineînțeles. Ce? Dumneavoastră știți când auziți tot felul de texte în ziua de astăzi, Apocalipsa, Apocalipsa. Și toată lumea se sperie de Apocalipsa. Apocalipsa știți ce înseamnă, presupun, dacă nu știu. Înseamnă descoperire. Asta înseamnă. Adică răul care astăzi încearcă să se acopere cu multe straturi, așa, și să pară cât mai interesant și mai vrednic de dorit, va fi demascat și se va descoperi ce. Aici era cuvântul, adică de ce să mă tem de Apocalipsă, când la Apocalipsă se va descoperi, a zis fratele Andrei, iubirea lui Dumnezeu. De ce să mă tem de ce? De descoperirea a ceea ce este fundamentul existenței. Și fericirea existenței în același timp. Altceva, doar că vă promit că acum dacă lucrăm la predici și lucrăm la caietele de predici de după Revoluție, de prime mai am două. Nu m-am mai ocupat de jertfă și o scumpărare, care era proiectul meu principal, dar probabil că pe 21 mai anul viitor veți avea jertfă și o scumpărare în mâini cald, sau poate mai devreme. Pentru că, într-adevăr, eu vă spun sincer, am citit ceva carte teologică și când am fost prin străinătate și prin România, carte teologică modern, pe lângă patristică, nu vorbim. Sfinții părinți sunt intangibili, dar tare greu găsești
o carte la nivelul tezei de doctorat a părintelui Jertfă și răscumpărare. Noutatea aceasta despre care vorbea Andrei, noutatea pe care a observat-o părintele Stăniloae, este vine din faptul că dogma formularea dogmatică, formula dogmatică, pe care o știți dumneavoastră din crez. Crezul este o formulă dogmatică. Ca să aveți un să intrați așa cât de cât în concret. Crezul este o formulă dogmatică. Tot. Dar formularea dogmatică este nu poate epuiza adevărul. Ci este doar o limitare ca să nu cazi în afara adevărului. Atât îți permite formularea. Cuvântul omenesc nu poate decât, și care a fost dat tot în Duhul Sfânt, nu poate pentru rațiunea omenească decât să limiteze, să te țină în adevăr. Adică dacă tu nu înțelegi în ce mod s-a făcut un lucru, măcar să nu spui altceva. Adică să nu te apuci să inventezi, așa cum face protestantismul, cum a făcut și catolicismul cu Filioque, de fapt. Că acolo a început problema. În momentul în care ai început să inventezi câte ceva rațional ca să dai, ca să explici mai mult, ca să crezi că ajungi mai aproape. Când în momentul în care ai început să explici mai mult, de fapt ai ieșit afară. Nu mai ești acolo în limite. Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului. Asta e tot. Atât. Când începi și descoperi și vorbești și îți dai seama, începi să spui ceva despre lume și dacă te poți corecta imediat când zici, stai așa că Dumnezeu a făcut lumea, deci undeva lumea e bună. Deci când dacă cineva spune, Doamne, lumea e rea. Nu e rea, Doamne, când spune rea. Lumea nu e rea. Este stăpânită de cel rău pentru că noi i-am dat-o lui. Dar ea este bună în esența ei pentru că este făcută de Tatăl. Și atunci vezi cum se aplică Duhul. Adică aici este ceea ce spunea fratele Andrei despre faptul că o ai vie în tine, dogma aceea. Sunt niște lucruri, un adevăr în Duhul Sfânt. Ce înseamnă că adevărul e în Duhul Sfânt? Adevărul în Duhul Sfânt e viu. Și adevărul e viu că e persoană și Duhul Sfânt e viu că e persoană. Deci tu ca să fii în dogmă, trebuie să fii în adevăr și în Duhul Sfânt în același timp. Nu zice să ne închinăm în Duh și adevăr, nu zice așa Sfântul Mântuitor. Deci acolo, asta era așezarea Părintelui, era în Duh și în adevăr. Adică în Duhul Sfânt și în Hristos. El nu ieșea din această așezare, din fidelitatea despre care a spus, față de ceea ce înseamnă chipul lui, care înseamnă conștiință, libertate și iubire. Deci aici este Părintele. Deci, astea au fost câteva accente, mai redați, am fost puțin cam... am intervenit poate cam mult, dar... să știți că acum așteptăm și întrebări. Sau domnul Costea mai degrabă, ar trebui să ne spună... Mai bine să te duci la discuții și ce am de spus cu data viitoare. Nu, 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 eu nu zic mai bine așa, eu zic mai bine să veniți.